Dacă veți fi pe fir, pe luni dimineața, am o surpriză pentru voi! Eu... Vă salut, dragii mei și dragile mele! Suntem la finalul motivației, la finalul provocării. Pentru mine este ultima măsculiță de hidratare, o măsculiță, wow, cu 7 ingrediente. Dacă sunteți pentru prima dată la canal, abonați-vă, activați și clopoțelul. Acum suntem într-o provocare frumoasă, aplicarea măsculițelor de hidratare a tenului. Dacă nu știi despre ce este vorba, menționează playlistul cu măști din aloie sau măști de hidratare. Este ultima mască pe care eu o să o aplic astăzi. Iarăși sunt după spa procedură. Vedeți aici cum eu îmi fac spa procedură acasă. Și nu mi-am dat seama cât de repede a trecut timpul. De ce zic că e final? Fiindcă îmi place cum arată pielea mea și mi-am zis îmi ajung 7 măsculițe. Pentru mine astăzi este cireșica de pe tortă, este finalul măsculițelor, ultima a 7-a măsculiță. Voi, dacă vă doriți, mai continuați, alegeți-vă o mască și aplicați-o de 2-3 ori în săptămână, până la 10 proceduri. Să mergem la bucătărie să preparăm măsculița. Primul ingredient al măsculiței noastre este brânza de vaci. Brânza de vaci e de dorit să fie proaspătă, să fie grasă. Ea conține calciu, acidul lactic, vor ajuta ca ingredientele principale să pătrundă în piele. O lingură de masă de brânză de vaci vom adăuga aloe vera gel. 2 lingurițe aloe vera gel, care are proprietăți de hidratare, antiinflamatoare, de regenerare. Folosește în caz de excoriații, arsuri solare, roșață. Amestecăm aloe vera gelul cu brânza și urmează încă 5 componente anti-îmbătrânire. Cu nostru vom adăuga hrănitorul ulei de migdale. Uleiul de migdale la fel regenerează și hrănește tenul. O linguriță de ulei de migdale. E de dorit ca fiecare component să fie treptat, aparte amestecat, să se închege cu produsele de bază. Am amestecat uleiul de migdale, apoi vom adăuga câte 2 picături de uleiuri esențiale. Uleiul de portocală, care împrospătează tenul, ajută la penetrarea substanțelor active din măsculiță și ne răcorește pielea. Uleiul de lavandă, cu efect de liniștire, calmare, regenerare și efect anti-age. Și uleiul de salvie. Uleiul de salvie care stimulează celulele tenului. Are un efect anti-age. Aceste 3 uleiuri au un efect anti-age puternic. Picături de ulei de portocală. 2 picături de ulei de lăvânțică. Două picături de ulei de salvie.
amestecăm. Amestecăm bine componentele. Vai ce aromată! Ah, predomină. Ce predomină? Uleiul de portocală, uleiul de salvie și foarte, foarte finuț aroma de lăvânțică. O mască minunată, ca la final. Și cireșica de pe tort la această măsculiță sunt capsule cu vitamina E. Vitamina E cu efect antioxidant, antirid, anti-age. Vitamina E este cap de serie a vitaminelor anti-îmbătrânire. Are un efect puternic antioxidant. Previne stresul oxidativ. Micșorează procesul de glicație în țesuturi. Vai, măsculița este gata. Și mergem să o aplicăm. Vai, ce frumușică și pufoșică. Este pufoasă, zefirată. Nu este densă, plăcută de aplicat. Foarte plăcută. Vai, o încerc. O încerc pe mână. Vai, super. O voi aplica o cu spatula și voi masa cu mâna. Deci este o măsculiță foarte, foarte plăcută. Și hidratează. Dați să-mi pun un șervețel. Să-mi aplic și pe decolteu. Masca se aplică așa și voi masa cu mânuța. Masăm bine, bine în piele. Aha! Super mască! Această mască o puteți aplica și sub pleoape. Deci cu mâinile să avem grijă și de mânuțe. Aplicăm și pe mânuțe. Aplicați măsculița timp de jumătate de oră, apoi o înlăturați cu un prosop umed îmbibat în infuzie de plante medicinale. Eu, dacă veți fi pe fir, pe luni dimineața am o surpriză pentru voi. Eu vă iubesc, dragii mei, vă îmbrățișez și vă doresc sănătate!